Sandra Măceșanu și Luiza Melencu sunt moarte. Este concluzia psihologului criminalist Tudorel Butoi, care susține că rechizitoriul în dosarul Caracal a fost foarte bine făcut, în ciuda criticilor care le-au fost aduse procurorilor. Acesta susține că Dinca a încercat să-i minte pe anchetatori, în speranța că va fi acuzat doar de lovituri cauzatoare de moarte și nu de crimă. El și în primele mărturisiri a căutat să inducă procurorului ideea unor lovituri cauzatoare de moarte. Da, am lovit puternic și a pierdut cunoștința, a murit. Ele au fost de fapt omoruri, pentru că fetele acestea, decriptate prost de Dincă, deci confundate cu niște prostituate ușurele, au refuzat propunerea acestuia și de sexualitate și de trafic și așa. S-au bătut cu el. Care o pun întregii populații care ne ascultă. Următoarea întrebare. Dacă aceste fete, cu profilul lor, au fost traficate, există vreunul dintre năuci să creadă că fetele astea, cu profilul respectiv, stăteau la prostituție libere, prin Bari, prin Napoli, prin Milano, pe acolo, pe astea plecau pușcă direct la carabinier, dacă ar fi în viață. Ceea ce își m-aș bucura să fie, sigur că da, ele ar fi făcut sau ar face acest lucru. Dar iată că timpul a trecut în favoarea